Pentru cele mai ieftine coinsuri, intră acum pe linkul din descriere, folosește codul Snappy pentru 5% reducere. Salutare prieteni și iată-ne la un nou video, astăzi o să vedem cele mai nebune 10 parade din fotbal ale portarilor, o să vedem cele mai spectaculoase parade din fotbal, sunt 10 la număr, cu siguranță există mult mai multe parade interesante, dar noi astăzi o să vedem top 10 parade. Vreau să vă spun că în weekend probabil o să vină un food draft, o să facem acolo un mic spectacol, poate o să facem și un live zilele astea, în weekend sau o să vedem noi când, pentru că acum PC-ul merge blană și nu mai avem probleme, poate o să începem o nouă carieră după ce o terminăm pasta cu City, ca să putem posta mai des cariera. Acum haide să vedem parada de pe locul 10. Oh, cu piciorul, foarte interesant, a scos-o în Brazilia. Oh, cât de frumos a dat în ea. Un reflex foarte bun din partea lui Victor Baggi. N-am auzit de portarul ăsta. Îl vedem pe Handanovic. Parada asta e spectaculoasă tare. Mi se pare că am mai văzut-o, dar cu siguranță e foarte frumoasă, avea și șapca în cap. Vreau să-l vedem aici pe Isaacson. Ce poate face? Ce poate face aici Isaacson? Oh, da! Mai zi ceva la parada asta, un portar să scoată mingea cu o foarfecă. Lol! Foarte interesant, Messi era acolo. Isaacson, un portar cu mare experiență, mi se pare că era bătrân acolo. Vreau să vedem. Agazi! Nu s-a văzut foarte bine, dar... a scos-o cu călcâiul, am impresia. Ia să mai vedem o dată. Calitatea nu e foarte bună. Într-adevăr, nu e foarte bună. E un videoclip foarte vechi. Ia să vedem aici. Matias Cano. Cum va scoate el această minge? Tot cu o foarfecă. Uluitor. Uluitor. Nu știam că portarii sunt în stare de așa ceva. Uluitor. Ia să vedem încă una. Oh! Ia uite-l, frate. Ca la karate, ca la ninja. Impresionam pur și simplu. Oh! Bă, asta o fi fake sau... ce naiba, că nu cred că e adevărată. Ia uite-l pe ăla, deja știa unde să sară. Ia uitați-vă acum la portar. Deja era pregătit, făcea schema. Dacă știe cineva mai multe detalii despre treaba asta, să spună în comentarii, să ne lămurim și noi. Ia să vedem aici. Cu Pet. Oh da, frumos. Zici că era un jucător de câmp, a dat cu capul, n-a putut pune mâna, a dat cu capul. Ce nebun de portar. Ia priviți, putea să pună mâna sau... habar n-am ce a gândit acolo, dar i-a ieșit. Asta e treaba importantă, că i-a ieșit faza. Ia să vedem. Opa, nici ăsta n-avea mâini. Și ăsta s-a folosit de cap. Au nebunit portarii, fraților, asta e undeva, cred că prin Liga 2 din Anglia. Ia uitați la portar. Foarte interesant. Și Higuita, renumitul portar. Și asta cred că e adevărată, fraților, e foarte veche. Ia uitați-l. Probabil că ați mai văzut-o, eu cel puțin am mai văzut-o de 10 ori. Și pentru că videoclipul a fost foarte scurt, haide să mai vedem câteva parade, pentru că au fost frumoase și de ce să nu ne mai uităm la câteva. Au, ce șut puternic, dar portarul are viteză și scoate mingea foarte rapid, vedem. Asta am văzut-o și adineauri, foarte frumoasă. O să vedem un șut de la mare distanță în campionatul Franței. Cred că e Lopez acolo, portarul lui Lyon. Oh! Aici, da, frate, din câțiva metri să pui mâna imediat. E ceva tare. Haideți să vedem într-o paradă. Lovitură de cap și portarul scoate. Fantastic. Minge dată cu pământul.
Următoarea fază, portarul are magnet în mână și prinde mingea, ia uite-l, hop. Da, cred că a fost Loris. Fantastic, ia uitați cum a prins mingea, nu și-a băgat-o nicio secundă în poartă, fantastic Loris. Nu degeaba e foarte apreciat. Da, fraților, cam ăsta a fost videoclipul. Spuneți și voi în comentarii care v-a plăcut cel mai tare. Nu uitați să dați un like acestui video. Zilele următoare o să vină episoade cu FIFA.